La Giurgiu se efectuează un nou recensământ, de data aceasta la nivelul primăriilor pentru reactualizarea listelor electorale permanente ce au iscat un scandal uriaș la nivel național și internațional. Deja autoritățile locale au început să-și verifice locuitorii, date care sunt transmise către prefecturi și mai apoi către direcțiile de evidență a populației. Direcția județeană de evidență a persoanelor, desfășoară activități de verificare a informațiilor primite din cadrul Prefecturii Giurgiu, privind cetățenii care e, sunt identificați pe raza localităților județului Giurgiu, că au decedat, dar figurează în liste. De asemenea, e, mai desfășoară activități de verificare a persoanelor care au domiciliu în străinătate sau rezidența. Aceste verificări sunt efectuate de lucrătorii de evidența persoanei din cadrul Direcției Județene și sunt comunicate în acea zi Prefecturii Giurgiu. Pentru a face față volumului mare de lucru, salariații de la evidența populației lucrează mai nou în ture. Volumul de muncă este foarte mare. Din această cauză am stabilit ca o parte dintre lucrătorii direcției să-și desfășoare activitatea și după amiază în vederea rezolvării tuturor problemelor pe care le avem pe această linie. Data până la care listele electorale reactualizate trebuie transmise la guvern este 27 august.